Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și ne aplecăm din nou asupra plantelor. Iarba grasă sau iarba porcului poate fi folosită ca aliment și ca medicament. Este o plantă folosită ca remediu de sănătate încă din timpurile preistorice și se referă în mare măsură la medicina veche chineză, precum și la cultura aborigenă timpurie. Dar în societatea modernă este de obicei ignorată sau tratată ca orice altă verdeață invazivă în grădini și curți. Este o sursă bogată de potas, magneziu, calciu și posedă potențialul de a fi folosită ca sursă vegetală de acid gras omega-3. De asemenea, este o sursă foarte bună de acid alfa-linolenic și acid gamma-linolenic. Conține cea mai mare cantitate de alfa-tocoferol și acid ascorbic. Conținutul de oxalat din frunzele plantei a fost raportat ca fiind de 671-869 de miligrame la 100 de grame greutate în stare proaspătă. Conținutul antioxidant și valoarea nutrițională sunt importante pentru consumul uman. Buruiana este de fapt o plantă suculentă. Este cunoscută în mod oficial ca portulaca oleracea și, în general, are frunze cărnoase rotunde care cresc dintr-o tulpină subțire. Frunzele sunt cea mai importantă parte a plantei. Este considerată de mulți oameni ca fiind o plantă miraculoasă. Portulaca oleracea are literalmente cel mai înalt nivel de grăsimi omega-3. De asemenea, se mândrește cu un sortiment de alte vitamine și substanțe nutritive, inclusiv vitamina A, vitamina C, vitamina E, pier, calciu, mangan, magneziu și potasiu. Concentrațiile sale ridicate de grăsime omega-3 fac din aceasta un tratament eficient pentru stimularea sănătății inimii, scăderea tensiunii arteriale și a colesterolului și controlul simptomelor tulburării de deficit de atenție, hiperactivitate, ADHD și autism. Profilul său nutrițional o face de asemenea un tratament eficient pentru diabet, asm, migrene și osteoporoză. Planta poate chiar să prevină cancerul, să promoveze sănătatea pielii și să stimuleze imunitatea. Portulaca oleracea, cunoscută ca iarba grasă sau iarba porcului, este o plantă cu tulpină cărnoasă și frunze spatulate suculente. Considerată de mulți o buruiană deranjantă, are în realitate nenumărate proprietăți putând fi folosită ca aliment și ca medicament. Iarba grasă este originară din Persia și India, dar în prezent crește în fiecare colț al lumii. În România este apreciată încă din vremea dacilor, figurând pe lista plantelor medicinale utilizate de strămoșii noștri. Semințele acestor ierburi sunt extrem de puternice, păstrându-și proprietățile germinate timp de 3-4 ani. În plus, este una din puținele plante asupra căreia nu planează suspiciuni că ar fi modificată genetic. Din ce în ce mai multe femei încep să fie preocupate de ce să facă pentru a avea o piele mai frumoasă și pentru a amâna cât mai mult efectele înaintării în vârstă. Iar soluțiile sunt nenumărate, de la produse cosmetice și operații estetice, până la remedii naturale. Potrivit Prevention.com, unele dintre cele mai eficiente strategii pentru reîntinerire presupun produse care valorifică puterea plantelor, care îți fac o piele mai fermă și mai catifelată. Citește atent ingredientele atunci când cumperi. Plantele sunt cele mai bune surse pentru descoperirea de noi ingrediente care să protejeze pielea de efectele îmbătrânirii și să atenueze semnele îmbătrânirii, a declarat dermatologul Zoe Druelos din statul american Carolina de Nord. Vitaminele. Antioxidanții și substanțele emoliente din plante pot estompa ridurile, lupta împotriva lăsării pielii și intensifica strălucirea acesteia. Strugurii ursului. Planta care crește în Europa Centrală și de Nord și în America este cunoscută ca având efecte pozitive în multe afecțiuni, printre care și infecțiile urinare. Aceasta poate însă să facă și tenul mai luminos, datorită arbutinei, un derivat al substanței numite hidrochinona, care împiedică formarea melaninei, substanța responsabilă cu pigmentarea pielii. Într-un studiu realizat cu ajutorul mai multor femei care aveau melasmă, o afecțiune dermatologică dobândită, caracterizată printr-o pigmentare neregulată brună sau gri-brună, s-a observat că strugurii ursului estompează semnificativ petele. Mai exact, femeile care au aplicat odată pe zi un produs pe bază de extract de strugurii ursului
a observat o atenuare a petelor cu aproape 70% după 3 luni, fără a avea și reacții adverse. Acai. Acest fruct, care nu era cunoscut mai deloc până acum aproximativ 2 ani, când s-a descoperit că poate avea efecte miraculoase în slăbit, este și o soluție bună împotriva semnelor îmbătrâniri. Pulpa fructului acai conține o cantitate importantă de antocianine, un antioxidant puternic. Acestea protejează pielea de acțiunea dăunătoare a radicalilor liberi, precum și de cea a razelor ultraviolete care accentuează ridurile și petele. Fructul are de 10 ori mai multe vitamine și antioxidanți decât strugurii și, comparativ cu laptele crud de vacă, are de 3 ori mai multe lipide, de 7 ori mai mulți carbohidrați, de 118 ori mai mult fier, de 9 ori mai multă vitamina B1, de 8 ori mai multă vitamina C, cu 50% mai mult fosfor și aceleași cantități de proteine și calciu ca și laptele. Singurul inconvenient este însă că se găsește destul de greu pe piață, deși este benefic atât dacă este aplicat direct pe piele, cât și dacă este consumat. Ca alternativă însă poți căuta produse care conțin ingrediente din acest fruct. Ceaiul roșu. Acesta este bogat în substanțe antiinflamatoare, cum ar fi chercitina, care ajută la ameliorarea iritațiilor și mâncărimilor, mai ales în cazul rozaceei, o afecțiune caracterizată prin pete roșiatice care tind să apară în special pe obraj, nas, frunte și mai puțin pe gât, torace, urechi sau scalp. De asemenea, calmează pielea după un peeling. În plus, ceaiul roșu este bogat în antioxidanți care reduc efectele dăunătoare ale radicalilor liberi cu până la 90%, printre aceștia numărându-se și aspalatina, un antioxidant găsit numai în acest tip de ceai. Totodată protejează împotriva razelor ultraviolete. Uleiul de argan. Eficiența acestui ulei în hidratarea pielii este explicată de cantitățile semnificative de acizi grași esențiali și vitamina E conținute de acesta. În plus, acesta este bogat în glicerină, ajutând astfel și mai mult la menținerea hidratării necesare. Totodată, uleiul de argan are efect de regenerare și de combatere a ridurilor. Dacă ai avut o zi foarte grea, stresantă și te simți obosit, deprimat și îți dorești și cu ochii ceva dulce, lasă bomboanele sau ciocolata pentru altă zi și mănâncă niște curmale, nu multe, atât cât poți lua cu o mână din cutia în care sunt ambalate. Specialiștii au constatat că în zonele în care curmala este aliment de bază, mai ales în zonele locuite de africani, cancerul și tumorile sunt rare, pentru că acest fruct are în compoziția sa foarte mult magneziu, despre care se știe că are rol de prevenție în bolile canceroase. Tot despre magneziu se știe că întărește mușchii, întârzie îmbătrânirea și este recomandat cu deosebire celor care suferă de boli nervoase. Fosforul, care de asemenea se găsește din abundență în curmală, permite buna funcționare a celulei nervoase și calciferea oaselor. Fosforul este recomandat în boli ale sistemului nervos. Astenici ar trebui să consume curmale, deoarece conțin fier. 25 de grame de curmale mâncate zilnic sunt suficiente pentru a satisface nevoia de fier a organismului. Deși este un fruct mic, celelalte componente, calciul, potasul, cuprul, fac din curmală un aliment excelent, complet și complex, cu o mare putere energetică și de întinerire, care poate fi consumat dimineața la micul dejun și oricând peste zi, de oricine le adoră, mai puțin însă de persoanele care suferă de diabet. Dacă ai o digestie leneșă și te balonezi des, consumă curmale după fiecare masă. Persoanelor care suferă de afecțiuni cardiovasculare, li se recomandă un tonic cardiac preparat acasă din curmale ținute peste noapte într-un pahar cu apă. Dimineața să bea sucul obținut. Este tonicul cardiac perfect și se poate lua de 2 ori pe săptămână. Acest fruct miraculos se recomandă persoanelor anemice, extenuate de efort fizic sau intelectual, convalescenților, persoanelor care au lipsă de calciu, tinerilor și vârstnicilor deopotrivă sau sportivilor înainte de antrenament. Curmalele sunt ideale și pentru viața de cuplu, deoarece cresc libidoul și dacă sunt consumate seara înainte de culcare cu puțin lapte ori frișcă, efectele vor fi vizibile cât se poate de rapid. Dacă după o noapte de petrecere în care ai exagerat cu băutura, te simți mahmur și incapabil de o nouă zi de activitate, apelează cu încredere la curmale, zeamă de varză sau borș preparat în casă.
prăjituri din curmale. Curmalele asigură echilibrul nutritiv de care ai nevoie pentru a te menține în formă și pot fi consumate ca atare sau sub formă de prăjitură netrecută prin foc. Se scot sâmburi și apoi curmalele se dau prin mașina de tocat sau robot, cine are. Se fac biluțe care se dau prin fulgi de nucă de cocos sau prin nuci oralune, uscate bine în cuptor, peste care se trece cu sucitorul. Se așează pe o farfurie și deasupra se poate presăra puțină cacao. Poftă bună! Dragi prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Apreciez mesajele frumoase pe care le lăsați în secțiunea comentarii. Nu-mi rămâne decât să vă doresc multă sănătate, pe curând!